Ok, după ce am făcut curentul în mare, oricum o să-mi trebuiască piesele, dar am făcut curentul în mare, să văd dacă pornește și alea, va trebui să mă duc să cumpăr benzină, n-am nici benzină acasă, așa că am zis să desfac variatorul și astea, să vedem ce și cum. Primul rând să ne uităm la variator. Variatorul văd că arată încă destul de bine, un pic ciulit acolo, dar arată încă destul de bine. Să vedem și la role cum arată. Rolele se prezintă, văd, destul de bine. Să vedem și greutatea lor. Cred că este undeva la 10 grame. Da, 10 grame. Sunt 19 pe 15,5, după cum văd. Ok. Deci, așa vin puse. Așa. O să-l pun la loc. Iar tablița aia de tabla aia ce se pune peste variator, nu o să o pun. De obicei nu o pun eu. Nu știu. Așa sunt eu. Nu-mi place să o pun. Să vedem și la ambreiaj cum se prezintă ambreiajul și cureaua. Aici este mecanismul de desfacere. Așa. Așa. Da, ambreiajul arată super. N-am ce lucra la ambreiaj. Sincer, ambreiajul este super. Superb este ambreiajul. Nu am ce lucra la el. Cureaua cred că trebuie înlocuită. O să înlocuim și cureaua, dar ambreiaj stă destul de bine. Deci la transmisie ne trebuie doar să schimbăm cureaua. Ambreiajul este super, rolele sunt încă bune. O să văd cum trage variatorul așa și așa. Mai avem racul de pornire, văd că este uzat. Vedeți? Este cam dus. Dar se potrivește de la 50 cc, de la Gilera Runner. De exemplu, am avut unul nou care a stat foarte mult, dar este nou, de la Gilera Runner. Și după cum văd, se potrivește la perfecție. Vedeți? Deci și asta am rezolvat. La pornire este ok. Rămân să mă duc să iau benzină și să revenim cu pornirea și cum merge. Oricum piesele caut, deci n-am abandonat piesele, dar momentan o să pornesc așa cum este, să văd dacă merge și cum sună motorul. Ok, fraților. O lăsăm momentan așa, cu video-ul ăsta, și revenim cu alt video până terminăm și vedem ce a fost și ce am schimbat la el și cum merge și toate astea. Pe data viitoare.